super foame. Stai, creionul meu! Normal, dacă e cumva ceva dulce. Da, o să-l rot pe tot. Ha? Ce face el acolo? David, termină! Ha? Ce e? Vrei și tu? Dacă vreau niște creion. Creion? Ah, da, îmi imaginam doar că era ceva de mâncare. Ah, David, uite, stai să-ți arăt ce are diferit creionul meu. Am început cu niște ciocolată, evident, apoi am pus-o într-o lingură și mi-am luat uscătorul de păr. Era timpul să topesc ciocolata aia și apoi am avut nevoie de creionul meu. Gumele de șters se scot ușor. Am pus un mic tub în capătul creionului. Așa am putut să torn ciocolata topită. Oh, ia uite, arată atât de bine! Dar trebuie să se usuce și să se întărească. Ta-dam! O gumă de șters din ciocolată pe creionul meu. Ai fost atent? Sper că da! Poftim, poți să lei tu! Wow, mersi, Madison! Ești grozavă! Ce bună e! Chiar a venit la fix! David, nu! Oprește-te! Restul e doar un creion obișnuit. Ah, da, uitasem iar, scuze. Colet pentru David. Eu sunt. Hei! Semnează aici. Ce e chestia asta? Mulțumesc. Ok, hai să curățăm cartoful ăsta. Apăsăm un buton și aparatul face toată treaba. Eu doar privesc. Ador tehnologia. Wow, uite-te la el. Știu, ești impresionată. Ia uite. Wow, un tăițel uriaș din cartof. Ia uite ce mustață am. Să nu uităm de cartoful meu. Ce cool! Poate că am fost prea entuziasmată cu descojitul meu. Stai, am o idee. Hai să încercăm cu un fruct. Merge, descojește portocala. Ce chestie! Stai pe loc. Regula petrecerii e că mâncarea și băutura sunt interzise. Oh, nu, tocmai l-a gunit pe tipul ăla din cauza mâncării. Dar eu ce fac cu geleurile mele? Am nevoie de ele! O să le mănânc pe toate chiar acum! Ce bune sunt! Ah, pot să ascund câteva aici, pe sub mâneci și în șosete! Ok, ar trebui să meargă! E timpul să mă duc la petrecerea aia! Să vedem! Ai ceva de mâncat sau de băut la tine? Faci mișto de mine? Îți văd geleurile! Geleuri? Astea fac parte din ținuta mea, wow! Hai, pleacă de aici! Of, de ce nu m-a crezut? Hei, stai puțin, poate ghirlanda asta chiar mă va ajuta totuși. Ok, o să încep prin a tăia ghirlanda aici. Gata, și acum pot să o dezmembrez. Adio, florilor. Așa, asta e ultima. Acum am șnurul ghirlandei. O să-l întind ca să fie lung și drept. Și acum evident că e timpul să punem geleurile. O să le aliniez pe șnur așa. Da, și acum pot să repet treaba asta de-a lungul șnurului. Ia uite ce de geleuri! Delicioase! E timpul să îndoi capetele astea. Trebuie să arate ca niște panglici care atârnă cât de cât pe șnur. Ok, hai să mai adăugăm câteva. Geleurile sunt cele mai bune. Și apoi evident că trebuie să pun florile la loc, ca să arate ca o ghirlandă. Sunt și frumușele. Ok, mi se pare că arată super bine. Ia să văd. Da, a devenit o fustă tare simpatică. Sunt atât de isteață. Hei, pot să mă duc la petrecere acum? Tu ești fata de mai devreme. Stai să te privesc mai atent. Ok, arăți grozav. Dar mai întâi, limbo! Ura! Treci pe dedesubt! Hai că poți! Ura! A fost distractiv! Oh, doamne, a fost atât de greu! Am nevoie de niște geleuri ca să-mi recapăt energia! Habar n-are! Delicioase! Și acum am energie ca să petrec toată noaptea! Petrec, petrec, petrec! Fa știe că am întârziat? Ce-am ratat? Ceva plictisitor, evident! Trebuia să fi mâncat înainte să plec! O să ronță eu gustare acum! Chipsurile mele preferate! Îmi plouă în gură deja! Există vreun alt miros mai plăcut? Ce? Știi regulile? Scuze! O să aștept! Nu mă puneți să fac asta? Nu vrei să respecti regulile? Nu! Atunci pleacă! O să-mi savurez gustarea în altă parte. Regulile ei sunt ridicole. Ar trebui să mă înfometez. Stai! Ce zici de dosarul meu? Oare îl pot folosi drept acoperire? Da!
Golește punga de chipsuri și răsucește-o așa. Continuă până când e pe dos. Folosește două astfel de cleme și prinde-le la bază. Pune chipsurile la loc în pungă. Apoi rulează punga și prinde-o cu încă o clemă. La final, bagă inelele dosarului prin cleme. Apoi închide dosarul. O să fie epic! Poartă-te normal, poartă-te normal! Bella? Mâncarea a dispărut, vedeți? Bine, înapoi la treabă! Habar n-are doamna Appleby, că e fix sub nasul meu! Doar să nu ronțăi prea tare! Am văzut! Ce ai văzut, Betty? Nutella pe pâine! Există ceva mai bun? O ciocolățică ar face-o și mai și... Niciodată nu e prea multă ciocolată! O, da! Să facem un sandwich! O, ce dulce e! A fost cea mai bună chestie! Dar încă mai încape ceva! Lily? Ce-am spus de dulciuri? Doar câte unul odată! Ce zici de niște legume? Nu, tată! Sunt bune pentru tine! Ești o fată în creștere, știi? O să-mi mulțumești mai târziu! Nu știu ce să zic! Bleah! Mă simt ca un iepure! Dar tata nu știe de rezerva mea secretă? Zahăr, frate! Mă simt prost! De ce las să mă influențeze? Sau poate că merge să fac un compromis? Am o idee! Ia o felie de pâine și folosește un pahar ca să faci o gaură în ea. Cam ca o formă pentru furțecuri. Fă asta câtorva felii de pâine. Acum poți să-ți verși acolo bomboanele. E ascunzătoarea perfectă. Și nu uita de felia de deasupra. Se întoarce! Sunt mult mai gustoase, așa-i? Mm-hmm. Au gust de pământ! Scârbos! Ce bine că am asta! Deci asta numesc eu dietă sănătoasă! Cum vreau niște ouă! Ouăle sunt grăseave! Bunico, lasă-mă să-mi ridic eu primul cloșul de data asta! Nu știu la ce mă așteptam, dar am primit niște ouă, evident! Bunico, poți să-mi împrumuți o tigaie? Ah, normal, am mereu una la mine în caz de urgență! Mersi, dar acum trebuie să mă gândesc ce să fac! Am aceste trei ouă, desigur, și acum am tigaia bunicii! Trebuie să pot face ceva cu astea! Poate dacă fac ceva așa... Se gândește prea mult! O să văd ce am și eu! Doamne, se pare că și eu am trei ouă! Bun, știu ce o să fac cu ele! Am nevoie de un fierbător ca să le pun la fiert! Nu înțeleg nimic de aici! Așa, acum am nevoie de un ceas! Ah, și de un ciocan! E timpul să sfărâm ceasul ăsta pentru că am nevoie de ceva din el! Așa, uite un arc mic și perfect! Este exact ce căutam! Acum o să folosesc arcul ăsta pentru ouăle mele fierte tari! O să presez oul cu arcul! O să treacă direct prin ou! Și gata! Mi-am tăiat ouăle în jumătăți! Acum o să tai jumătățile încă o dată pe mijloc! Așa, formele alea sunt așa haioase! Le ador! O să pun niște paprika și semințe de susan ca să le fac să arate drăguți! Dar totuși, ceva cu resturile? În sfârșit am găsit soluția! Wow, s-a spart imediat! Acum și celelalte! Da! Acum îmi trebuie niște sos picant pentru următorul pas! E timpul să dau pe gât sosul ăsta, iute? Da, e bun! Ah, iute picant! Am scos niște flăcări adevărate! Dar mi s-au gătit ouăle exact cum speram! Ah, scumpule! Sunt sigură că e ok! Ura! Ouă! Preferatele mele la micul dejun! O să-l încerc pe asta mai întâi! Delicios! Super bun! Ura! Îi place! Ok, e timpul să gătim cealaltă porție! Mi-am luat furculița! Oh, îmi place omleta! Hei, stai
mai puțin. Au! Sunt coși aici. Bunica a câștigat iar. Ouăle ei nu m-au rănit. Bun, trebuie să mă asigur că registrele astea sunt în regulă. Ok, e corect. Dar aici? Câte ceasul? Nu e încă prânzul. Să nu uit să înmulțesc aici. Să șterg celula asta. Ok, oare câte ceasul acum? Tot nu e încă prânzul. Mai sunt câteva minute până la pauză. Încă puțin. Doar puțin. Da! Alarma mea pentru prânz! Să dăm la o parte toate mizeriile astea. Da! Am așteptat toată ziua să mănânc chestia asta. Ah, eu? Se pare că nu prea am strâns după ce am mâncat. Eh, e ok. Am o soluție grozavă. Trebuie să tai ambalajul așa cu foarfeca mea. Decupez un mic pătrat pe zona de deasupra. Așa, cred că e bine. Acum am nevoie de fierbătorul meu electric ca să-mi încălzesc apa. Da, e timpul să torn apa în punguța mea. Sunt un adevărat geniu. Clar ar trebui să mă plătească mai mult ca să lucrez aici. Stai puțin, e prea multă veselie afară azi. Nu vreau să se uite nimeni la mine în timp ce mănânc. Așa, acum pot în sfârșit să mănânc în intimitate. Se pare că tăiței s-au gătit. Stai să-i gust. Da, ador mirosul ăla de pui. Ce tăiței buni. Stați-ne o veșnicie. În sfârșit o pauză. Testele astea mă fac să poftesc la un lucru. Ai ghicit, guma mea prețioasă. Chiar și mirosul e uimitor. Te rog, nu face zgomot. Cu grijă. Aproape am scăpat. Încă puțin. Nu! Ce? Guma? Vreau una! De asta mi-era teamă. Poftim, mulțumiți. Niciuna rămasă pentru mine? Trebuie să mai cumpăr de-astea. Dar am altă idee. Scoate partea de sus a markerului tău și scoate cerneala. Apoi bagă acolo lamele tale preferate. Deșteaptă treabă, nu? Acum nimeni nu bănuiește cam ceva. Vezi? Tăcută ca un șoricel. Nu-i nimic aici, prieten. Mișto ore azi, nu? Asta, ceaiul cald sună bine. Chestia asta cu ghimbire, cea mai tare. Intră acolo. Ața! Cum mai scot pliculețul? Au! Fierbinte! Trebuie să scot chestia asta de aici. E cea mai enervantă chestie. Să trecem mai departe, da? Comanda de pâine prăjită cu gem vine acuș. Dar întâi trebuie să întindem untul. Chestie care poate fi uneori dificilă. Hai, întinde-te! Pâinea asta e prea moale. Hai, frate, nu te rupe! Micul ăsta dejun se transformă într-un dezastru! Hai să pun și gemul. Ce ar putea merge prost? Ah, prima linguriță din borcan. Situația se tot îmbunătățește. Ce e? Chiar îmi place marmelada, bine? Și acum e gata. Dar e un pic dificil de ridicat. E timpul pentru prima... Vreau niște chipsuri crocante, delicioase! Wow, ce alegere grozavă! Sunt entuziasmat! Să vedem ce am sub cloș! Ah, ok, o lipie! Clar pot să fac ceva din ea! O să pun pe o tavă pe niște hârtie de copt și am nevoie de ulei! O să torn uleiul ăsta de măsline pe lipie! Are nevoie și de niște condimente, un pic de piper ajunge! Cred că e ok! O bag în cuptor! Hei, ce se întâmplă? Ups, m-am luat cu croșetatul meu. O să văd ce-am primit. Am un cartof crud. Ce ciudat. E timpul să-l feliez pentru chipsuri. Așa, cartoful meu e feliat și e gata să se transforme în chipsuri. Astea au dimensiunea perfectă pentru a fi băgate în prăjitor. Acum trebuie să aștept să se gătească. Ce miroase așa? Să fie fum? Simt și eu mirosul acum. Lipia mea! Du-te să
să o salvezi. Abia aștept să fie gata cartofii mei. Au, ia uite-i! Trebuie să-i prind. Ce drăguți sunt. Oh, nu! Au, poftim, prinde! Auci, bunico, e prea fierbinte. L-am prins cu gura. E gustos. Îmi place la nebunie, bunico. Mă bucur că-ți place. Frate, mi-am ars de tot lipia în cuptor. Iu, bunica a câștigat. Da, chestia asta miroase dezgustător. Sofia, ți-am adus dulciurile preferate. Avantajele de a fi colega ta de bancă. Să-mi scot chestiile aici. Sper să nu fie prea plictisitor azi. Clar am nevoie de niște zahăr ca să încep. Mersi, dragă! Ambalajele astea sunt dubioase. Haide! Zici că e sigilat! Și când Pangea s-a despărțit? Serios? Regulile nu înseamnă nimic pentru voi, copii? O, doamne, poate de normal! Poate că asculți! Ce se întâmplă aici? Bomboane, nu? Nu poate să le ia! Jur că mi s-a oprit inima! Unde rămăsesem? Adulții sunt așa de nedrepti! Balsamul ăla de buze arată ca bomboana mea! Au aceeași dimensiune! Ia să văd! Întâi deschide balsamul de buze. Folosește o lingură ca să scopești balsamul. După ce e goală, bagă acolo bomboana. Ascunsă perfect, vezi? De ce nu m-am gândit la asta? Wow, e genial! Delicioasă! Ai salvat situația, dragă! Cum spuneam? Să dăm pauză! Ce ipocrită! Ce? Ok, am nevoie de un suc. Stai! Unde mi-a dispărut sucul? Poate sunt doar confuz. Poate niște chipsuri. Stai! Unde dispare totul? Jake! Oh, corect! Mi-amintesc. Fără gustări la ore. Acum ce mă fac? Stai, ia ce mănâncă? Nu are nicio gustare. Hei, unde-i mâncarea? Ce? Ăsta-i doar un caiet. Nu, uită-te la el. Ascultă, iau un caiet obișnuit. O să ai nevoie și de un cuțit. Acum o să încep să tai. O să tai un pătrat mare. Acum scoate toate paginile tăiate. Uite, spațiu pentru toate bomboanele tale. Potrivire perfectă. Acum închide-l. Voilà, servește. Oh, ce bună e. Ai grijă, vine proful. Aveți ceva mâncare pe aici? Ah, se pare că nu. Of. Ok, hai să intrăm aici. Psst, nu vrem să ne găsească. Ok, avem pâinea. Să punem niște gem de căpșuni. Wow, ești genială! Arată destul de delicios. E foarte bun. Ah, da, fii atentă la asta. Am ascuns gem într-un tub de pastă de dinți. Ce idee bună! Hai să ne mâncăm gustările! Hmm? Ce se aude? Thomas? Tina? Oh, nu! Mama! Ne-a găsit! Ia să văd ce fac mai exact acolo. Ascunde-te! Vine! Puteam să jur că i-am auzit în baie. Se întâmplă ceva dubios.
probabil mi se pare. Aș putea să mă hidratez puțin dacă tot sunt aici. Ce-i asta? Ia stai așa! E Gem! Thomas? Tina? Să vezi ce le fac când îi găsesc! Ok, cred că a plecat! Să revenim la gustările noastre! În sfârșit! Ce bun e! Clar meritam gustarea asta! Credeți că puteți găti așa ceva? Nu e rău deloc! Nu cred! Sunt mai tânăr, deci eu încep! Mersi, bunica! Ce porumb perfect! Ah, poftă bună, scumpule! Sigur e zemos! N-am nevoie de mănuși! Chiar știi ce faci? Da, oare am curaj? La atac! Ia să mai vedem o dată faza asta! Perfect! Cea mai frumoasă bucată de porumb din lume! Situația se încinge! Îmi place porumbul copt foarte bine! Oh, da! E perfect copt! Voilà! Și acum urmează ultimul pas, care e foarte important! Două suporturi pentru a ține porumbul! Voilà! Și doar un strop de ceva dulce! Nu trebuie să torn prea mult! Am nevoie doar de puțin sirop! Arată absolut delicios! Stai așa puțin! Trebuie să mă ocup și eu de porumbul meu! Nu sunt sigură ce ar trebui să fac cu astea! Nici măcar nu cred că sunt comestibile! Sau poate că trebuie să-mi folosesc ingeniozitatea! O să trasez niște rânduri care să semene cu cele de porumb! Important e să faci modelul corect! Acum că am făcut liniile orizontale, trebuie să trec la cele verticale! Încă una! Acum o să le strâng bine! Și o să scot frigăruile! Voilà! Bucata asta trebuie întinsă mai întâi, evident! Apoi o să o pun aici și o să așez porumbul galben mai jos! O să așez cu atenție lutul polimeric aici! Și o să-l apăs cu degetele! Gata! Nu-i așa că arată superb? Ne-am descurcat bine, nu-i așa? Îmi place mult porumbul! Oare am chef de ceva dulce? Nu e rău deloc! Parcă aș mânca desert la cină! Dar și ăsta arată bine! E normal să se întâmple așa ceva? Secret sos! Nu-mi place! Jared, ai câștigat! Știu! Poate data viitoare, bunico? Hei, Ellie! Uite! Da, Madison! Am și eu un tub de lipici! Nu! Uite-l fără capac! Ah, lipiciul tău e roșu! Al meu e doar transparent! Nu, Ellie! Uite! Nu e lipici! Pot să scot așa de mult! E așa de elastic și amuzant! Mișto! Aș fi vrut și eu să mă joc cu un slime! Pot să-l întinzi așa de subțire? E timpul să ronțăim! Iu! Ai mâncat slime-ul? Delicios! Madison, nu mai mânca! O să te îmbolnăvești! Nu te teme, Ellie! Nu e slime! Uite! Am luat un tub de lipici și am scos tot lipiciul! Perfect! Nu mai e lipici! Acum, niște ursuleți gumați o să-i topesc cu uscătorul meu de păr! Oh! Încep să se moaie! Ce distractiv e! Ok! Acum vine pasul următor! Am nevoie de tubul de lipici și de jeleurile topite! E timpul să turnăm! Oh! E ca o bilă mare! Umple-l până sus! Gata! Acum capacul! Pare un lipici obișnuit! Uite, Madison! Mi-am făcut unul! Ia uite ce umplutură elastică și gumată! Privește-mă cum o strâng printre degete! E timpul să mănânc! Hei! Hai să le unim! Cred că o să se întindă la nesfârșit!
să luăm o gură! Ce se întâmplă acolo? Ah, nimic! E doar lipiciul nostru! Lipici? N-are niciun sens! Ups! Ce urmează? Niște bomboane delicioase! Oh, o să fie interesant! Preferatele mele! Geleuri rulate din fructe! Poftim! Sunt super bune! Și cele roșii sunt preferatele mele! Ce naiba! Nu-i așa că arată super? Da, n-arată rău! Hai odată! Nu pot deschide ambalajul! Nu o să știu niciodată ce gust are! Of, bunico, dă-l încoace! Nu înțeleg! Te ajut eu! Wow, ce de culori! Pe asta am rezolvat-o! Acum ce să fac cu foaia asta? Oare? Ia să vedem! De ce sunt atât de mici cifrele astea? Și nici semnal nu am! Nu vrea? Am reușit! Alo? Da? Am nevoie de ajutor! Geleuri rulate din fructe, da, doamnă? Trebuie doar să-l mănânc, zici? Wow, mulțumesc pentru ajutor! Cu plăcere! Hai să facem provocarea asta mai interesantă! Acum sunt super sănătoase! Sunt ca un rep cu legume! Wow, aș putea să mănânc 100 de geleuri din astea! Nu, e clar, îmi pierd mințile! Mai am una singură! Super! Oh, da! Aha! De ce nu m-am gândit la asta până acum? O bucată de sushi într-un wrap! Delicios! Parcă ar fi o bomboană! Nu miroase bine deloc! Înghețată? Cui nu-i place înghețata? O lingură mare e suficientă! Oh, da! Așa mai vii de acasă! Apoi o să pliez așa! O să pliez și marginile exterioare! Ah, nu-i așa că arată minunat? Parcă ar fi un ravioli? Ah, cred că am terminat! Bunico? Oh, nu! Le-am mâncat pe toate! Arată delicios! Dar de ce o farfurie e goală? Ce s-a întâmplat? Vai de mine! Ah, nu mă supăr! Bine măcar că am ceva bun de mâncat! Ce bine arată! E extraordinară! Jared, ai câștigat runda asta! Yuhu! Eram sigur că o să-i placă! Termin toate astea? Ok, cred că mă prind acum! Creion idiot! Pe cine păcălesc? Habar n-am ce fac! Măcar cafeaua mea e tare! Ok, concentrează-te! De fapt, știu răspunsul la asta! O fac! Cred că răspunsul e B! Încă o cafea? Așa mai merge! Oh, nici măcar nu mai văd bine! Oh, nu am timp să obosesc! Trebuie să țin ochii deschiși! Uf! Munca mea! E fleașcă! Ce dezastru! Sunt așa neîndemânatic! E timpul să umplem iar! Ce s-a întâmplat aici? Ai vărsat cafea pe toate? Amărâtule! Aș vrea să te pot ajuta! De fapt, poate am cum! Dăm cana ta! Capacul meu de la chipsuri se potrivește! Asta ar trebui să te scape de alt accident! Unde rămăsesem? Nu! Hei, chestia asta nu s-a vărsat? Lily chiar știa ce face? O menține și caldă! De ar putea rezolva și problema asta! Cât trăiești, înveți, nu?
Un suc răcoritor o să mă facă să mă simt mai bine. Ce? Nu se întâmplă niciodată asta! Adică nu mai pot să-l beau acum? Of, Lana, ce trist! E deja dimineața? Aoleu! Trebuia să fiu trează de o oră! Nu mai am timp să aleg haine! Am reușit la mustață! Ah, da! Haide, grăbește-te, liftule! De ce nu se întâmplă nimic? Ah! Abia mi le făcusem! E inacceptabil! Uite, 300 de lei duși pe apa sâmbetei! Și se pare că ora a început deja! Sper să nu mă observe nimeni! Și uite așa, a apărut Hercule! Ia să vedem! Tu! Vino aici și citește-ți tema! Frate! O să fie nasol! Unde e sticul ăla? Nu văd gaura! E invers? Salutare! A sosit livrarea de pizza! Ah, bună ziua, domnișoară! Uitați pizza comandată! O zi grozavă! Da, rechinul învinge mașina! Da, scuze, a trebuit să deschid ușa! Pizza! Pizza e preferata mea! Delicioasă! Arată așa de bine! Ador pizza! Ok, vreau felia asta! Arată cel mai bine! Pizza e înțepenită! Nu pot să o iau! Mami poate să mă ajute! Vorbește la telefon! E ok, pot să aștept să termine! Mami, am nevoie să-mi tai pizza! Nu acum, David, dragule! Mami vorbește la telefon! Dar eu vreau pizza acum! E atât de foame! Nimănui nu i-a mai fost atât de foame vreodată! Pizza! Acum sunt un castor, o să rot cutia asta! Pizza se răcește, aș fi vrut să o pot tăia! Hei, bicicleta mea șmecheră! Arată ca un cutter de pizza! Ia uite cum se îmbâte! Ok, bicicleto, am nevoie de tine! Vrum, vrum! Da! Hai, bicicleto, hai! Taie toată pizza! Salvează situația! Ura! Pizza e tăiată! În sfârșit o pot mânca! Nom, 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 nom. Îmi place pizza cel mai mult! Stai puțin! David, ți-ai luat singur o felie ca un băiat mare! E timpul să-mi ascund gustările delicioase! Scociul ăsta o să fie arma mea secretă! O să lipesc câteva fâșii de scoci peste pătură! Așa! E timpul să-mi ascund bomboanele! Da, ce deștept sunt! Vine cineva! Se pare că doarme! Ce frumușel e! Ca un prințișor! Ce-i asta? Mama, te iubesc! Ești cea mai tare! Ce drăguț ești! Era cât pe ce să mă prindă! În regulă, somn ușor! Îți sting eu lumina! A plecat? În sfârșit! Dulciuri înainte de culcare! Dă-mi bomboanele! Ce-a fost asta? Am un monstru sub pat! O să mă ascund sub pătură ca să nu mă prindă! Ce ușor te-am păcălit! Tina! Ok, mai că am păcălit! Ia niște bomboane! Wow, ce de Skittles! Nu vine să cred ce te-ai speriat! Wow, ce de bomboane ai! Nu le pot dezlipi cu mâinile astea de monstru! Ok, bine, poftim! Ce bine! Bomboane! Ce bune sunt! De bine o pălărie nouă? Mi se potrivește! Te-am prins! Bravo! A fost cât pe ce! Poftim! Thank you!
ia uite ce am eu! E o formă drăguță care arată ca un iepuraș. O să încep prin a separa oul. O să pun albușul într-un pahar și gălbenușul în celălalt. Apoi îl bat. Pun forma într-o tigaie. Pot să folosesc seringa asta ca să pun albușul în tigaie. Așa nu se face mizerie. O să folosesc o a doua seringă pentru gălbenuș. Ăștia o să fie ochii. Cred că-i gata! E un ou în formă de iepuraș. Oh, ce drăguț! Cine e tipul ăla? Ah, pot să folosesc eu chestia asta? Au! E ok, am decupat o inimioară. O să o fixez cu furculița asta și o să torn albușul. O să-l torn pe lângă carton. Abia aștept să se gătească. Acum scot cu grijă cartonul și pun gălbenușul. O să folosesc tot o seringă. Nu o să dureze mult. Acum aștept. Pare gata. Îmi place la nebunie. Ha! E super! O singură chestie lipsește. Nu, mersi. Și pot să-ți păstrez oul. Dar suntem tot amici. Pagă mare! Cât de jenant! Vreau baloane acum! Baloanele sunt distractive! Bunico, uite-te acolo! Ce e aia? Da, e timpul să văd ce am! Ce naiba sunt astea? Cum o să mă ajute cu baloanele? Ador ceaiul fierbinte dimineața! Cel mai mult îmi place să-l beau cu un pai! Ceaiul e delicios! Mi-a venit o idee grozavă! Revin la uscătorul meu! Hai să topim bomboanele astea! A fost nemaipomenit și mi-a potolit setea! Dar trebuie să văd ce e sub cloșul meu! Doamne, se pare că am un morman de gumă de mestecat! Îmi place să mestec gumă uneori! Stai să încerc să fac un balon! N-a mers! Cred că-mi trebuie mai multă gumă dacă vreau să fac niște baloane! Ok, e timpul să încerc iar să fac un balon! S-a spart! Totuși, e distractiv! Bun, îmi trebuie și mai multă gumă! Intrați la mine în gură! E timpul să fac cel mai mare balon din totdeauna! Așa, e vremea baloanelor! Trebuie să-mi topesc bomboanele! Vai de mine, sunt luată pe sus! Unde pleacă bunica? Wow, ce sus e! Pa, bunii! Ok, bun, ne-am topit toate bomboanele. Acum trebuie să trec la următorul pas. O să iau paiul ăsta. Paiul trebuie să ajungă în bomboanele topite. Un pic din chestia asta trebuie să se lipească în capătul paiului meu. Și acum trebuie să fac niște baloane. Da, merge! S-a spart! Ce cool! Partea cea mai tare la baloanele astea e că le poți mânca. Vai de mine, ce aventură ciudată! Bunii, nu pot să cred că ai căzut de la așa distanță. A fost cam chinuitor. E timpul pentru baloane! Stai, unde sunt baloanele? Nu știu ce să zic de bunica, dar încearcă varianta mea. Ok, am un pai pe care îl pot folosi. Acum o să suflu. Wow, am făcut un balon! Ura! Ador baloanele și acum o să-l mănânc. E așa de gustos! E preferatul meu și tu ai câștigat! Da, în sfârșit! O să dau pe spate pe toată lumea cu cina asta delicioasă! Totul constă în folosirea ingredientelor proaspete! Miroase ca și cum puiul e gata! Ce delicios! Un pic mai uscat decât intenționam. Tot o să aibă un gust bun? Cred că o pot rezolva. De ce nu mi-a sunat alarma? Mi-ai făcut nasoale, alarmă idiotă! Trebuie să gândesc rapid! Știu! Sunt genial! Alo? Aș vrea să fac o comandă, vă rog! Mersi! Ce rapid! Mersi mult! Miroase mult mai bine ca al meu! Nu-i așa că e frumos? Pe farfuria mea pare a fi creația mea! Musafira mea! Ceva miroase bine aici! Pentru mine? L-am făcut eu! E fierbinte, ai grijă! Cam murdărește, nu? Ai putea spune și așa! Cred că mi-ajunge! A fost bun, totuși! Hei, hai să-ți arăt un truc! Pregătit? Ia o tortilla și tai-o până la jumătate așa!
apoi adaugă chestii diferite pe fiecare sfert. Pot fi ingrediente sau sosuri. Apoi împăturește fiecare sfert așa, o pliere pe rând. Ultima! Perfect! Acum nu mai curge nimic! Poftim! Ce delicios, nu? Nu vei mai mânca tacos la fel iar? Doar unul, vă rog! Ok, dar arunca aia! Fără mâncare în cinema? Dar abia am cumpărat-o! Vă rog! E imposibil să intru cu asta! Trebuie să fiu mai șireată! Priviți noile mele pompoane! Sunt doar o majoretă energică, vedeți? Hai, echipă! Da! Doar unul pentru mine, domnule! Interesantă ținută pentru la film! Doar îmi place! Mersi! Vizionare plăcută, domnișoară! O altă zi, o altă oră! Și mi-ar prinde bine un plus de energie! Să vină dulcele! Până și mirosul e revigorant! Hei! Miroase ce cred eu că miroase? Ha? Bine, poftim! Doar o gură, da? Hei! O mănânci pe toată! A fost super bună! Da, nu mai spune! Ciocolățica mea prețioasă! Trebuie să o ascund mai bine! Departe de ghearele belei! Dar cum? Chiar am multe creioane! Și slavă Domnului pentru asta! Lipește-ți creioanele în linie dreaptă! Pune batonul într-un capăt! Apoi rulează-o ca pe un burrito! Așa-i ascunsă bine! În sfârșit, ciocolata-i doar a mea! Încearcă să-i iei o gură acum, Bella! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! Sunt miros de ciocolată? Nu, bă, niciuna! Ce? Nu-i nimic aici? Nasul meu o fi derutat! Sau mai au migrenă? Bun, ceaiul ăsta o să fie grozav! Oh, în timp ce aștept să se infuzeze... Hei, David! Ce e? Vreau și eu ceva de băut, te rog! Ah, ok, sigur! Oh, e un mix de ciocolată caldă aici! Bun, dulciuri! Dulciurile sunt cele mai tari! Da, stai să scot chestia asta! Hei, ce naiba? Ai mâncat toate dulciurile! Haide, dă-mi-o pe aia imediat! Vorbesc serios! Dă-mi chestia aia chiar în momentul ăsta! Nu glumesc! Of, sunt atât de supărat pe tine acum! Dar ciocolățica! Of, fie, ia-o înapoi dacă înseamnă atât de mult pentru tine! Ura! Mersi, David! Grozav! Acum nu mai am nimic dulce de mâncat! Ok, nu o văd pe nicăieri, pot să mă furișez aici! Și acum o să-mi iau punga cu râme din jeleu pe care am ascuns-o aici! Da, ador jeleurile, sunt preferatele mele! Bună, David! Îmi dai și mie niște râme din jeleu? Te rog! Of, ia toată punga atunci! A luat-o! Dar asta făcea parte din planul meu, pentru că în timp ce le mănâncă ea pe alea, eu am o rezervă și mai secretă! Am luat un tub de paste de dinți și am scos-o pe toată! Oh, uite-te la gelul ăla! Ok, tubul e gol, o să arunc pasta de dinți! Și acum o să-mi aduc râmele din jeleu! O să le bag în tub! În cap, perfect! Acum o să pun capacul la loc ca să finalizez camuflarea! Și acum când vreau să mănânc o râmă din jeleu, am una pregătită! Da! Abia aștept să mestec jeleul ăsta delicios! Mm-mm-mm, ce bun e! Mi-am luat bolul perfect cu buline! Ce simpatic e! Ura! Telurile! Avem și punga de făină și laptele! Ești pregătit, David? Mai întâi începem cu un ou! Sparge-l în bol, așa! Acum încearcă și tu să faci la fel! Da! Pot să sparg și eu un ou! Nu-i așa, mami? Ești gata? Poc! Am făcut o treabă bună cu oul, mami!
E ok. Avem nevoie de lapte acum. Trebuie să turnăm niște lapte peste ou. Ok, e rândul tău să pui laptele, David. Ok, place laptele. O să-l turn peste ou. L-a turnat pe tot. E în regulă, cred. E timpul să punem făina. O să torn o parte în bol. Vai, mi-a scăpat făina! Ce mizerie! Nu pot să cred că am făcut greșeala asta! Stai liniștită, mami! Avem telurile! Uite! O să pun telul ăsta în punga de făină! David, scumpule, ce faci? Oh, vai! Cum ai făcut asta? Acum o să pun făina în bolul meu! Scutur, scutur, scutur! Oh, doamne, cresc un geniu! O să fie un bucătar de nota 10 într-o bună zi, sunt sigură! Da! Un bucătar de nota 10! Hai-ia! Amuzante sunt benzile astea desenate! Mă vede cineva? E timpul pentru niște dulciuri! Tati, unde ești? La naiba! Vin copii! Pot să mă ajut să atârn asta în camera mea? Te rog! Nu o să dureze foarte mult! Ok, bine! Dăm cu ele și ciocanul! Ce bine! Mulțumesc! Fructe! Aș mânca unul! Poftim? Ascunde dulciurile de noi! Se pare că dulciurile lui au devenit ale mele! În regulă! Acum e drept! Oh, nu! Se întoarce! Gata, Tina! Ți-am atârnat afișul! Mulțumesc foarte mult! Ești cel mai tare, tata! Ce ciudată e uneori! Ok, să-mi continui relaxarea. Nu cumva să mă vadă cineva? Oh, dulciurile au dispărut! Tina? Astea? E pe drum deja? Mă ucide dacă vede ce dezastru am făcut! Asta înseamnă un singur lucru. E timpul să fac curat. Și, în primul rând, spălăm podeaua, prieteni. Hei! Cum de s-a întâmplat asta? Nu te cred. Nimic nu-i mai rău ca niște șosete ude. Să mergem înainte. Of, e așa scârbos! Am reușit! Aproape! Și acum, partea amuzantă! Podelele astea chiar aveau nevoie de un frecat sănătos? Ăsta e un antrenament bun! Auleu! Și eu credeam că aproape terminasem! Să le spălăm și pe astea! Sunt echipată și pregătită! E cam plictisitor! Putem grăbi nițel treaba? Bine că s-a terminat! Stai puțin! Cum de n-am văzut-o pe asta? Zici că nu se mai termină curățenia asta? Frate, ce bine miroase ăștia, nu? Pun pariu că au un gust și mai bun! Ups! Ketchupul nu pătează, așa-i? Mersi! Și tricoul ăsta era și nou-nouț! Ar fi fost o alegere bună să purtăm bavețici. Ăla-i un pepene roșu? Ce ciudat! L-am prins! Haide, crapă-l! E ok, mă descurc. Nu-ți face griji. Gata! O să înfășor bilețelul pe săgeata asta. Pare un pic cam complicat. Ai încredere în mine. Știi să folosești așa ceva? Sunt expertă. Au! E un bilețel! Madison are probleme? Trebuie să mă duc! Auci! Ce se întâmplă aici? Asta! Poți să-l ciopârțești prin karate? Ok, nu vă apropiați! S-ar putea să iasă nasol! Am terminat! Ce tare! Doar mi-a făcut treaba! Nu se mănâncă ușor! Ce ne facem?
E problematică situația. Wow, uite! E fix ce ne trebuie. O să pun forma pe pepene, apoi o apăs. Wow! Acum am o felie de pepene. Dă-mi! Nu, e a mea! Un deliciu! Nu ai nevoie de instrumente simandicoase pentru asta. Doar de un pahar. Poți să-l folosesc ca să tai pepenele. Apoi îl scutur. Nu-i rău. Abia aștept să gust. E bun! Și am și eu o felie. Delicioasă! Ia să o testăm și pe asta. E... uimitoare! Știi ce ar face ora mai interesantă? Hei, vrei și tu? Proful nici nu o să observe. Clar vorbește mult. Mă scuzați? Vine? Poartă-te normal! Salutare, profule! Te rog, nu bomboanele mele! Ce ne-ai simțit? Nu te îngrijora! Sofia? Nu vreau să risc! Sofia? Serios, nu vreau să intru în bucluc! Mai multe pentru mine atunci! Mai bine mă concentrez! Stai puțin! De ce nu m-am gândit la asta până acum? Am cea mai tare idee! Începe cu un suport de creioane ca ăsta. Apoi trasează-i fundul. E timpul să decupăm chestia aia. Pune lipici cald în mijlocul cercului. Un model în zigzag merge bine. Apoi lipește-ți creioanele punând capetele în jos. Perfect! Acum suportul de creioane. După ce bomboanele sunt în interior, se pun creioanele de fațadă. Gata! Vrei să o iei pe prima? Albastra e preferata mea! Acoperă-le până nu le vede proful. Ne pricepem să fim și rete. E timpul pentru runda a doua. Am înțeles. Da, da, are sens. Doar îmi rod șnurul, nu-i mare lucru. Jake, mănâncă ceva? Trebuie să mă uit mai atent. Pare a fi șnurul lui. Stai! Ce-i chestia aia? Ăla nu e un șnur. Jake, fără dulciuri la ore! Bine, scuze! Și acum? Tot mi-e foame. Ah, cred că am o idee. Iau doar o gură de apă. Oh, apa asta e așa delicioasă. Adică răcoritoare. Jake, te văd! Nu poți mânca dulciuri nici din paharul tău. Ok, fie... Serios, întoarce-te la treabă. El mereu își roade pixul ăla. Mi-a dat o idee. Gata, e timpul pentru dulciuri. Îi scot capacul markerului meu și apoi scot partea cu cerneală. Să nu uit de vârf. Ha, e mai mare decât mă așteptam. Să nu uit să-l curăț. Următorul pas, dulciurile. Introduc tot geleul în marker. Se potrivește perfect. Apoi pun capacul la loc. E gata. Super! Un marker cu dulciuri. Ce bun e. Aș putea mânca asta toată ziua. Jake! Ce mănânci? Nu mănânc. Doar rod markerul ăsta. Ca dumneavoastră. Ah, cred că ăsta e ok. Fie.
Ok, nu pot să cred că a mers.